Se mai întâmplă minuni în România. Una s-a întâmplat pe vremuri aici la câți kilometri? 2 kilometri de portul Cetate, la Maglavit, acum 80 de ani, unde Dumnezeu a stat de vorbă cu un cioban mut și el a început să vorbească. A fost, e o pauză cam mare, că n-a mai venit de atunci, Doamne, Doamne, la noi. Sper să se întoarcă. Dar iertată fie comparația, eu care am trecut de atâtea ori pe lângă Alexandria, mă uitam așa cu oarecare milă, din ce trăiesc oamenii ăștia? Că s-au prăbușit marile combinate, fabricile de conserve, nu știu. Și aflu că, domnule, e unul care face produse de-astea adevărate. Brânză dulce, da? Produs natural. Comalat. Cașcaval. Unt adevărat. Mamă, când am dat cuiva să mănânce unt, m-a întrebat, de unde este? Zic, mi-l aduce cineva de la Anglia. Zic, are regina Angliei niște vaci acolo, că produc. Nobile au acest obicei, deci au și ei micile lor ferme, că nu sunt proști deloc. Așa. Noi am ucis micile ferme, de fapt, și am lăsat numai marile ferme care nu știu ce produc. În fine, unele produc. Jos pălăria, dar să nu fim prea sceptici. Cert e că la Alexandria, la ieșirea din Alexandria, am trecut ani de zile, 20 de ani, în drumul meu spre portul Cetate, fără să știu că există acest comalat. Adică o fabrică cu produse naturale românești din lapte, adevărat și foarte gustoasă. Toată prietenia pentru acești patroni care nu o duc foarte... Să nu vă închipuiți că patronii ăștia sunt ultra-bogați. Nu sunt ultra-bogați, că au angajați, plătesc chestii, curentul, mă rog, apa, locația, angajații, nu știu câți au. E un fenomen foarte interesant în România, că aia putrezi de bogați nu produc nimic, nu știu cum, dragoste. S-au împrietenit cu statul român. Este îmbogățirea pe prietenie. Cei care produc așa ceva se vor îmbogăți, probabil nepoții lor vor sta liniștiți. Acești patroni și fiul lui, că fiul lui ne-a adus astăzi coșul ăsta cu produse, încă muncesc din greu, știi? La noi, producători adevărați muncesc din greu. E un cântec, și sărac e greu, și bogat e greu. Nu foarte bogat, foarte bogat nu e greu. Caragiale are o vorbă celebră. Ce caută neamțul în Bulgaria, domnule? Eu m-am întrebat, ce caută neamțul în Oltenia? Pentru că nu știu dacă știți, când Imperiul Austro-Ungar a vrut să pună o mână și pe Oltenia, fiind granița era pe la Turnul Severin, au mers ei până încoace, până spre Craiova, și n-au izbândit, pentru că oltenii s-au simțit deranjați așa și au dispărut caii imperiali. A fost dezastru și s-au retras. Singurul care a rămas este bunicul Regelkampf la Craiova. Bine ai venit, prietene, cu care eu cu el, cu Reghe, ne spunem pe numele mic, așa, ne-am împrietenit la un grătar, dându-mă eu mare să fac o saramură. A ieșit Reghe cu imaginația lui de bordantă, de antrenor de fotbal, și a tras un sos, nu? Nu? Ești mândru de izbândea care a avut mare succes, într-adevăr, pentru că mi-amintesc că atunci, câți ardei avem? Nu, mai aduce 7. Câți? Așa fac și eu când fac în rețetele de fasolie, acnie, zice, puneți două cepe și nu știu. Și eu le-am învățat pe fetele astea, mă, unde vedeți voi că pui două cepe, pun zero, adaugă zero. Puneți 20 de cepe ca să iasă fasolia iacnie bună. Că nu mănânci ca prostul mai boabele alea. Dulceața iacniei de fasole vine de la ceapă și de la ardei. Și fasolea aia care e foarte fină în felul ei așa, capătă o altă chestie. E așa, Reghe a dat un recital și vreau să-l pun din nou să facă chestia asta. Facem o saramură de pește când suntem pe malul Dunării. Dar asta vreau să spun, când am aflat că bunicul lui, de fapt, a fost un neamț care a făcut afaceri în Oltenia acum
100 de ani. Chiar în străbunicul, Craiova, nu? Înainte de... La Craiova, da. Înainte de război. Da. Bunica ta era din... Bălți. Din Bălți, Basarabeancă. Da. Combinație foarte interesantă. Da. Și uite că te-a dus viața aici din nou, și te-a întors. Și tatăl meu s-a născut la Caracal. Mamă, cred că Dumnezeu să-l ierte, că a murit. Tu că e invidios așa. Tu că e patriot caracalan, așa, știi? Caracal a fost un oraș între cele două războaie, un orășel foarte tare. Erau mari negustori bogați care au investit în cultura Caracalului. Ei bine, au făcut și un teatru mic, după un teatru francez, mai miniatură, așa, dar în fine, după Odeon, cred. Ceaușescu a omorât Caracalul pe vremea comunismului, pentru că în biografia lui, când a fost el arestat, l-au bătut polițai din Caracal. Și l-au caftit atât de tare că în clipa când a venit la putere a zis capitala județului nu trebuie să fie la Caracal. Și a construit un oraș artificial la, cum se cheamă, sau unde e aluminiu, la Slatina. Urslatina nu exista ca oraș. Caracalul era marele oraș oltenesc. În fine. Bun. Deci ai origini tari. Oltenești, nemțești, da. Moldoveni, nești. Combinație bună. Da, combinație bună. Știi că trebuie să fii puțin oltean ca să reziști aici în Oltenea. Mie nu mi-a fost ușor. Când am apărut la cetate, a venit unul și mi-a zis: bă, Dinescule, bă, o să pleci cu izmenele pe băzi de la noi de aici. Și au trecut vreo un an, doi, așa, și zic: domnule, vreau să vă spun ceva. Mi-am mai cumpărat o pereche de izmene, să știți. Mai zăbovesc. Ei sunt... probabil că ai făcut un chef sau nu ai făcut cu ei. Încă nu, încă nu. Încă i-am cunoscut echipa acum. De fotbal de la Craiova n-a avut parte de... Nu, încă nu. Chef. Sunt încă foarte nu. Bun de la chef, pentru că au cântece mai cu haz, unele mai cu... Înțelegi? Mai ales pe vremea asta de tristețe nesfârșită, o lăutare sunt medicamente care nu fac rău la stomac, după părerea mea, și fac bine la creier. De bucurie rar avură în parte lunele luminici pe la lunți. Suntem olteni pe viață și pe moarte. Suntem olteni, adică suntem mulți. Muros ne-a dat măicuța noastră dulcea, să fim de români cei mai fierbiți, din Dol și până-n Gor și până-n Vâlcea, și până-n Ol și până-n Mehedinți. Oltenia eterna, Terra Nova, un cântec care astăzi și mâine. Ai Universitatea, ai Craiova, cu campioana unei mari iubiri. Da. Trebuie să recunosc că în clipa când ai acceptat să vii la mine la emisiune, am vorbit să-ți aduci și niște prieteni, fiindcă noi gătim aici și am vrut să facem niște crab, nu știu, pe malul crab de Dunăre, și ți-a adus câțiva prieteni, nu? Ia veni. Unul care e bucătar, am înțeles, și tare, care a fost în Spania, bucătarul să vină întâi și pormă să vină acest... Tu ești oltean? Seara, da. Încă un oltean care a stat în Spania... A lucrat pe la bucătării spaniolești, în fine, și acum le gătește sportivilor, nu? De la... Și a câștigat, ce ai câștigat? Masterchef România 2015. A, și Masterchef da. România 2015. Pe lângă că sunt oltean român, sunt din Hunie, așa că... Hunia, mai... și Hunia este da. Între cetate și Maglavit, adică așezat între bine și rău, cum se zice, că nu știm care o duc mai aproape, bine. Da. Întotdeauna m-am întrebat și când trec pe la satele astea, amărăștenii de sus și amărăștenii de jos. De jos. Și întreb: domnule, care-ți mai amărâți, domnule? Vă rog să-ți spun, am oprit mașina. Bună ziua. Domnule, de unde ești? Din Amărăștii de sus.
Dom'le, amărăștii de sus sunt mai bogați decât amărăștii de jos. Stătea el să gândea, nu știu, domnule, cred că-s mai amărâți ăia decât noi. Deci la Hunia. Da. În general, să știi că nu, oamenii nu știu de unde le vin numele locului din care s-au născut. Și probabil nici tu nu știi. Ce înseamnă Hunia? Pentru că eu când am ajuns în Oltenia aici, când am văzut Hunia, mă, ce-o fi ăsta? O fi vreun sat cu unguri, cu huni. Au venit ungurii, nu știu, și au rămas triburile, că sunt... Adevărul e că noi nu facem prospecțiune așa prea mare, așa, că triburile venite din stepele arse de soare sau de frig, așa, când au ajuns în zona asta a câmpiei, unde se erau țările române, nu știu, au avut să dea de mâncare la cai, aveau ce mânca după în păduri, ciuperci și nu știu ce, erau animale, erau o zonă foarte benefică, așa, de stat aici. Bogată, da. Și atunci au rămas unii mai pe deal, unii mai pe vale. Și eu am stat să socotez, domnule, de ce din satul, de exemplu, la cetate, mâncarea de bază este porcul? Și de ce la, eu știu, la Galicia, ăia mănâncă oaie toți? Și m-am gândit, domnule, cred că asta provine de la faptul că ei sunt din triburi diferite. Și acum 300 de ani, hainele se schimbă, multe obiceiuri se schimbă, dar mâncarea pe care ai mâncat-o la bunica, o faci și tu după aia, că nu te poți despărți de... Ai baza, știi, rămâne bătută în gen acolo, știi, cu chestia asta. Da, da. Deci mâncarea, un studiu de ăsta de al mâncării vis-a-vis de originea acestor sate, Hunia, m-am dus la primărie, bună ziua, domnule, de unde vine, domnule, maglavit? Maglavit e un termen turcesc, după părerea mea. În fine, nici ei n-au știut să-mi spună de unde vine. Cetate la fel. Se pare că ai stat o cetate de pământ, nu știu ce. Hunia, fiul meu care știe mai multe limbi decât mine, eu sunt poliglot doar de limba română, așa, mi-a zis, măi, știi de unde cred că vine? Am citit că în zona asta între cetate și Maglavit au existat bătălii între turci și ruși, armatele rusești care au venit până la Dunăre, s-au bătut cu turcii până în zona asta și au fost bătuți la un moment dat de turci în zona asta Huniei, că au intrat în mlaștină, e un lac acolo și o mlaștină, știi? Și ei strigau Hania, 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 bă, Hania. Și un strigă, sigur că nu știu dacă e prea așa, dar s-ar putea de acolo să vină, să nu ne îndoim de aceste speculații. De la Hania, nu? Hania, Hania, Hunia. Păi dacă nu-i niciun ungur, nici un hun, da. Sunteți daci? Sau, mă rog, nu știm ce suntem. Că eu când aud pe ăștia că sunt disperați unii să spună că sunt daci. Mă, dar de ce nu sunteți voi fericiți că sunteți și romani? Adică sunt mai mândri că sunt daci decât romani. Păi Roma, care a fost, cum să spun, a adus cultura lumii, imperiu. Mă, ne tragem din imperiu, mă. De ce vrem noi să fim numai acolo? Daci care nu le-a plăcut scrisul, că n-a lăsat pe nicio peșteră, nimic a scris. Erau niște oameni liberi și nu își pierdeau timpul. Aveau dreptate într-un fel, știi? Că ăștia prea deștepți atunci au murit de vreme. Știi că marele imperii aveau, ăștia care conduceau imperia, aveau sfătuitori înțelepți. Și ăștia se îmbătau, nu știu ce, și până la urmă se enervau, își făceau de cap și își omorau pe profesorilor. La daci n-a fost nicio problemă. Un singur pop a fost mai nesuferit că a tăiat viile, știi? DCN-ul ăla, știi? A tăiat viile și că mulți spun, domnule, zice asta, noi facem ăsta, vinul ăsta oltenesc. Zaibăr. Zaibărul zice, domnule, vinul beau dacii. Și aiurea, știi că Zaibărul nu e de pe vremea dacilor. Când a fost, că m-am interesat, că eu care am și o vie și am stat de vorbă cu oameni mai deștepți ca mine și specialiști, Zaibărul a apărut abia când Filoxera a intrat în Europa și atunci Filoxera ce e? O boală care atinge rădăcina viței de vie. Și niște bâzgâne de alea moare rădăcina și via se veștejește și moare. Și atunci au găsit francezii, au adus niște viță de vie sălbatică din America și au altoit-o, nu știu ce, și ălora bâzgânea nu le plăcea vița asta amară americană. Și așa a apărut această viță de vie, dar care nu este nobilă, de fapt. E un
scoate un strugure super bun, parfumat. Parfumat, aromat. Da, da. Dar are un mic defect, de-aia este interzis în Uniunea Europeană, are, conține alcool metilic. Și dacă bei mult, orbești și voi razna. E o problemă asta. Mai puțin așa, atunci, dacă... mai nu e voie de vândut. Știi? Poți să-l cultivi, că ne otrăvim. Dacă ar fi normal, ar fi dacă aceste norme europene ar fi, cum să spun, ar acționa de adevăratele, n-ar mai exista un supermarket în România. Da, da, da. La câte otrăvuri, măcar bine, așa cum ar fi, sunt cinstit, spun orice produs ce conține, toate alea, sinistre, în fine. Bun, nu intrăm în amănunte. Deci, suntem nemți, suntem romani, tu ești... Hunian, nu știu. Hunian, bă, da. Poate, cine știe, un cazac de la o fi alergat după bunica ta. Cine? Dar nu trebuie să ne fie încă... Încă trăiește. Popoarele amestecate trăiește, da? Da, da, da. Străbunica ta, nu, că nu trăia. Bunica ta era încă mică. Așa sau nu era născută. Bine. Deci tu... e interesant că în timp ce... Am pus mai avem pe cineva acolo. Cum? Mai avem. Mai avem niște... Mai avem niște ospătar. El mi-a zis, ce, domnule, la Saramura asta ar trebui niște... paprika afumată, nu? Da, da, o paprika afumată merge și... Dar cum se, paprika cum se cheamă? Ardeiul. Boia, până la urmă e un ardei deshidratat. Dar nu e. Noi am preluat de la maghiari, de la frații noștri, chestia asta cu paprika. E o chestie internațională, să știi. Nu, dar oltenii sunt cei mai mari specialiști în ardei, ca dovadă că și sarmalele oltenești nu se fac fără să ai 2-3 ardei de ăștia uscați, da? Care se umplu raci, și raci, cum raci, zicem noi, da. Nu? Raci, racu, umpluți. Da, da. Da, da. E, ăla e paprika, este da, ardeiul. Da. O să mergem la un moment dat să facem o saramură, lăsăm pe maestru. Eu, și tu, eu sunt ajutor de bucătar, da, astăzi da, nu... Da, trebuie da, să accepti chestia asta. Da, da, da. Da. Care mâncarea mâncarea în care ești mare specialist sau pe care tu... Sigur că, în general, un părinte își iubește copiii toți, da, indiferent da, ce defecte au. Dar poate că ai o pasiune pentru o anumită mâncare. Ce mâncare oltenească? Știi, adică am vorbit numai până acum, dar până nu o să tac. Problemă, da. Eu când am ajuns în Oltenia, pentru mine prazul era simbolul Oltenia. Nu da, ce. Și mă duc, vin aici, zic, fetele astea pe care le-am angajat eu, fetelor, zic, cum se mănâncă prazul la voi? Cum se mănâncă? Întingem în sare și îl ronțăim. Păi zic, nu vreau că zic, știu că există că ceva, face praz cu măsline, da, 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 se pune și la limbă, când faci limbă, limbă de cu vită, limbă da, de vită și nu știu ce, supa de praz, zic, dar este plăcinta de praz, zic, a francezilor, chijlorene, praz. Chijloran, da. Nu, ei ciorbă de praz fac, oltenii. Da. Dar alte... Ușor acrită. Alte chestii, așa nu prea cu praz. Dar pe urmă am descoperit de ce, pentru că oltenii erau mari negustori și mergeau cu cobilița, cu coșurile, da, da, la București, unde cu coanele măritate cu general și cu colonei, care făcuseră școlile la Paris și la Viena, aveau nevoie de praz să le gătească domnului general. Pe vremea aia, deci, la 1900, ca să nu fie coruptă armata, un colonel, de la capitan, la major, la general, la colonel, trebuiau să ia fete cu dotă, cu avere mare. Averea îi ferea de corupție. Știi că dacă ai milioane de la nevastă, ce trebuie ție să vinzi, nu ce, să iei armament prost de la cehi în loc să iei de la nemți, nu ce. Și cu chestia asta, de-aia armata română, până la comunism, când ăștia au ajuns niște slugi ale activiștilor de partid, că pe vremea aia, ce făcea armata română? Muncea, soldatul român muncea, culegea porumbul, generalii stăteau drept în fața analfabeților, nu știu ce. Dar până atunci armata, timp de câteva secole, erau chestii și își mențineau această poveste legată de averea care te ferea de corupție, știi? În fine, până un alta. Ai ajuns la Craiova, haide să... mergem puțin să vedem ce-i cu peștele ăla nostru. Mai tragi ceva? Dacă ajung să Oltenia la noi și vei și Oltenia la noi, într-o, să da, melodie frumoasă, adevărată. Doamne ajută! O melodie! O, firața le drag, Oltence, o! O, și pe voi de Oltence, băi, și pe voi de Ardelece, sunteți
toate oase lege, sunteți toate oase lege, dar să vezi olteanca mea, mă. Păi când vine duminica, face presa cu palma, măi, și vine la Craiova și strigă la lapte, lapte. Păi ce mai lapte, ce mai lapte, femeile țoațe toate, din Craiova la cetate. Femeile țoațe toate, din Craiova la cetate. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă mult viața, și-o-i trăi cum o-i putea, și-o iubi olteanca mea. Averea mea cui rămâne, averea mea cui rămâne, că rămâne la profată. Păi sunt cu inima păcată, că mă plânge până la groapă și-mi dă o cană cu apă, că rămâne la fecior, mă. Păi pe el să-l văd necusor, numărând la gălbigor, măi, nu mi-ar fi frică să mor. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă mult viața, și-o-i trăi cum o-i putea, și-o-i iubi pe cine-i vrea. Ia-uzi! Atinge-o, mă, tată, mă! Ce cai murgeam călărit, ce mândruțe ne-am iubit, ce mândruțe ne-am iubit, ce pământuri am arat, mă. Păi ce cai murgeam deșelat, și-am ajuns la noi în sat, și-am ajuns la noi în sat. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă mult viața, și-o-i trăi cum o-i putea, și-o iubi pe cine-o-i vrea. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă mult viața, și-o-i trăi cum o-i putea, și-o iubi pe cine-o-i vrea. Hei! Aici, tu ai pus mirodin. Deci peste peștele care stă să se facă în propria lui tigaie de solzi, am pus cimbru, busuioc și tu mi-ai amintit că se pune și chimion. Chimen. 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 Chimen, da. Deci, de ce pun printre altele? Chimenul este unul dintre medicamentele cele mai bune pentru stomac. Deci dacă mănânc ceva care fermentează, fasole, digestiv, dacă pui un pumn de... Cum? Un digestiv. Un digestiv natural extraordinar. Da. Deci eu, la un moment dat, umblam cu chimen cu buzunar, așa, și mai luam o gură când o făceam lată, așa, cu mâncatul. Deci chimenul este absolut miraculos. În Ardeal se face supă de chimen, nu știu ce bun. Avem acolo, fii atent. Eu am făcut o soiul de chestii, roșii băgate în suc de roșii, așa și la Ben Marie. Din asta o să facem, tu o să faci sosul. Da, fac eu sosul. Da, asta trebuie scoțate. Asta numai în apă și sare. Și trebuie o tavă din aia de băgat la cuptor mai înaltă și mai mică. De ce? Să aducem. Cât e peștele? Hai să mergem, fii atent, da. Hai să mergem. Îl lăsăm pe pește liniștit, da, aici să facă lița noastră. Da. Fiind pe solzi, nu există, auzi mai încet, nu este pericolul ca el să se ardă. Nu chiar se arde. Solzi poate să se ardă așa. Luăm asta, ia-o tu. Da. Asta. Așa, ce mai luăm? Luăm asta. Da. Vinul. Portocala.
vreme ce grataragiul nostru profesionist marin se ocupă de pești, am lăsat acolo să coacă bine, deci pe sol spuși, cu ulei, cu mirodenii, facem saramura de pește în stil oltenesc, cu influențe puțin. În ce țară ai stat mai mult? Germania. În Germania se mănâncă saramură de pește, pe acolo nu prea. De unde, da. Există două, spuneam, două școli de gândire. Asta în delta Dunării, unde e și sărăcia mai mare vis-a-vis de legumele pe care le poți pune în sos. Și atunci se face peștele să coace pe jar și pune un ardei iute și cu apă să fierbe puțin peștele la înaș. Fiertul peștelui are o mare problemă, că iese sucul din... Hai să punem roșiile întâi, nu? Le pune, dar le curăț eu. Da, dar poți să le pui și așa, că nu... Hai să le punem mai mult ulei. Așa, gata. Te ajut și eu. Cea mai bună saramură este asta, după părerea mea. De fapt, Oltenia o chestie foarte tare. Eu pun în Oltenia, n-am văzut. Saramura de pui, nu știu dacă ați auzit de ea, da? Se face puiul ca și peștele, pe grătar și pormă cu roșii coapte, cu ardei copt, se face un soi de ciorbă așa din ardei și din așa și se fierbe puiul copt în ea. E, asta s-ar putea să spunem că e verișoară bună cu ideea de saramură de pui oltenească, da? Aici, sigur că unde roșiile sunt dulci, noi am prins roșiile astea de toamnă, foarte dulci, da? Ce-am făcut? Am copt acest usturoi și eu tot fac elogiu acestui usturoi. De ce? Pentru că este usturoi pe care îl poate mânca oricine și oamenii care au sensibilități la usturoi, fie că au probleme la stomac, fie că miroase și nu se cade să te duci cu iubita după ce mănânci. Ăsta are o dulceață în el, pe care Reghe o știe, nu? Da. Da? Vezi ce are aici? Un soi de... Ia gustă-l să vezi ce dulce este. Eu nu mănânc usturoi crud, niciodată. Păi, dar nu e crud. Nu-l mănânc. Incredibil. Uite, eu știu cum îl mănânc, apă bomboanele cu... În mâncare îmi place. Este dulce rău, dar nu e... Ăsta, tocmai asta spunem... N-are treabă. Este ca bomboana fondantă, pe cuvânt de onoare, dacă vă mint. Deci are nici n-am nici întâlnire. N-ai nici întâlnire? N-am. Eu mi-am propus să nu discut despre... Nu discutăm. Ai văzut ce frumoase sunt țările astea? Da. Președintele Franței, unul dintre ei, avea vreo 3 amante. Niciun ziarist francez n-a vrut să scrie despre povestea dragostei. Dacă erau la noi, tăbărau pe domnia ta de trebuia să-și dea demisia. Nu există. În lumea civilizată nimeni nu se leagă de viața ta particulară, știi? Asta e cea mai mare porcărie care se poate întâmpla în această lume, știi? Să judeci tu, habar n-ai ce-i cu viața ta particulară și nu poți dormi de viața particulară a altora. Hai să fim serioși. Bun. Hai să vedem cum e cu saramura noastră particulară. Reghe, fii atent, tu sigur ești un om destul de bogat și nu s-aruncă nimica. Nimic n-arunc. Ai dat ardeiul, da, dar marginea asta e bună, rău. Da? Da. Ok. N-arunc nimica, eu n-arunc. Serios, eu pun de la ardei până și chestia asta, știi, din... îi curăț semințele. Da. Și pun toată asta, că ea are un gust foarte pronunțat. Trebuie să-i punem pe ea picanți, neapărat. Da. Așa. Pe lângă ardeiul cop, punem și ardeiul... pe lângă usturoiul cop, punem și usturoi de ăsta. Deci o să iasă o mare nebunie. Da. Aici o să punem, printre altele, evident, vin din belșug. Da. Da? Da, mai lăsăm puțin mai să se călească. Mai lăsăm să se călească și astea să se... Așa, bun. Punem usturoi, punem... ca lumea. Peștele se înțelege bine de tot cu... Știi ce am făcut odată? Știi că am dat la pește cu usturoi copt. Și știi că a pus botul la usturoi? În general, cum se numesc aia? Pellets? Sau cum se numesc care se dă la pește? Cum? Sunt multe făcute din usturoi.
Bob se dă la crap cu ceva, nu știu cum se numește, peleți sau... Peleți? Nu, peleți sunt aia de... nu mai știu. Da, dar tot genul ăla care se bagă în ac. Dar nu ne mai trebuie ulei, nu mai puneți ulei. Nu mai cred, da? Bun. Nu mai punem, punem atunci vin. Atunci o să punem niște vin. Trebuie să punem ardeii aia picant. Avem aici, stai, ăsta e, fiat, ăsta e iute ca dracu. Da, ăla trebuie să fie iute, iute. Deci nu, punem toți ardei, fiindcă ardeiul, chiar dacă se mai nimerește și de-asta... Maestre, stați și nu... Păi după mine tot așa mă găsește dragostea, o sufletelul meu. Păi pe oriunde-i drumul meu mă găsește tot mereu, o sufletelul meu. Păi pe oriunde-i drumul meu mă găsește tot mereu, o sufletelul meu. Păi pe oriunde-i drumul meu mă găsește tot mereu, o sufletelul meu. Șprițul rece și o fulu trece, trece. Uite așa de chin și amar mai toarnă un pahar. O, șprițul rece și o fulu trece, trece. Să trăiască ce iubim și să ne înveselim. O, sufletelul meu. Băi, nu fi proastă, draga mea, că eu beau în cinstea ta. O, sufletelul meu. Băi, ea mi-a spus să te oprești, ori pe șpiț, ori mă iubești. O, sufletelul meu. Băi, nu fi proastă, draga mea, că eu beau în cinstea ta. O, sufletelul meu. Hola! Șprițul rece și o pulu trece, trece. Uite așa de chișa mar mai toarnă un pahar. O, șprițul rece și o pulu trece, trece. Să trăiască ce iubim și să ne înveselim. Și mi-e drag și cu tata însemânat. Și la joc și la iubit cu tata m-am potrivit. Eu iubesc el la iubit. Acum vremea i-a trecut, mie rândul mi-a venit. Păi eu iubesc el la iubit. Acum vremea i-a trecut, mie rândul mi-a venit. Așa mă, tata m-a. Și mi-e drag, tot cu tata însemânat. Am iubit mântul tot satul de la un capătat. Eu iubesc, el a iubit. Acum vremea i-a trecut, mie rândul mi-a venit. Păi eu iubesc, el a iubit. Acum vremea i-a trecut, mie rândul mi-a venit. Așa, am pus vin. Am mai trebuie pus, să punem niște apă, portocală trebuie mai acum. Mai punem seamă de portocală. Nu vă știți că noi gătim, faptul că am stat 500 de ani sub turci, am fost de fapt un soi de țară mediteraneană, pentru că toate mirodenile din țările românești și din Moldova erau aduse de la Istanbul. Și să nu vă mire, trebuie niște apă. Cartofi prăjiți n-a mâncat Ștefan cel Mare și nici Mircea cel Bătrân. Încă n-a ajuns să se pe la noi cartofii aduși din America, dar portocale au mâncat, să știți. Doamne, și ne-am încălzit. Da. Deci aici da. E un amestec. Trebuie să punem niște apă și n-avem opa, apă. Opa, băgăm și sifon. Sifon. Da. Trebuie să fiarbă un pic ca să ne iasă... Fii sifon la mititei. Pentru că îi ajută foarte tare să fermenteze... Nu, opa, 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 că e prea mult. Ne trebuie ca să acopere peștele, că după aia punem peștele. Da, da, da. Așa trebuie să fac. Hai puțin.
Mai pune. Știți că ne-am certat data trecută când am făcut asta? Știu, da. Nu, pe mine m-a uimit atunci că ai pus și suc de roșii mai mult decât... Eu îl fac mai sec, așa puțin. Nu, mie nu-mi place sec. Mie îmi place ca în Oltenia. Ce în Oltenia e? E bun deja. E foarte bun. Mai are câte o chestie de asta. Nu, aia arsă. Trebuie, aia trebuie, așa dar, trebuie. Dar îi dă bine. Stai puțin, acum punem, dacă vrei, uite, prietenul nostru, bucătarul care... Dar să nu fie foarte, foarte picant. Voia nu, ăsta nu e foarte picant. Voia să punem de ăștia afumați. Da? Nu e. Nu e afumat. E prăjit așa puțin, pe flacără. Bunicul meu când făcea cârnații de oaie sau de capră sau amestecați, nu punea decât usturoi și ardei de ăsta, dar nu punea, nu îi pisa așa. Îi rupea mână și când mâncai cârnatul găseai o bucățică de asta de ardei iute uscat în ea. Era genială, de fapt, știi? Bun. Dar acum că noi suntem așa mulți aici la petrecerea asta, ce stai mai puțin. Punem noi lângă peștele ăsta? Nu știu, ceva așa o... Te referi la muzică sau la vin? Nu la vin, nici la muzică. Mă refer la ceva să punem pe grătarul ăla să arate masa mai frumos. Păi eu am niște capete de porc, le-am fiert așa puțin. Da? Le putem pune să... Așa, să trebuie, trebuie să facem ceva așa, că suntem bine. Foarte mulți. Da, da. Păi câți? Cu câți ai venit? Păi în total suntem vreo 30 cu 30. Toți oamenii ăștia. Da, da, da. Vorbesc cu băieții să aducă capetele porci, să le punem puțin. Le dăm cu un jlei de usturoi și da. Le punem numai să le ia jarul la puțin. Așa. Da? Hai, bordei, 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 mă, leica, leica mea. Păi, cu mărdrăcei de tei, leica, leica mea. Păi, hai, bordei, 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 mă, leica, leica mea. Cu mărdrăcei de tei, leica, leica mea. Păi, s-am cuibat dragostea-n ei, mă, leica, leica mea. Păi, s-am cuibat dragostea-n ei, leica, leica mea. Păi, vine zăpada, mă, leica, leica mea. Și nu poți sui cu asta, leica, leica mea. Păi, vine zăpada, mă, leica, leica mea. Și nu poți sui cu asta, leica, leica mea. Păi, și nu poți sui cu asta, mă, leica, leica mea. Ca să mă văd cu mândra, leica, leica mea. Păi, și nu poți sui cu asta, mă, leica, leica mea. Ca să mă văd cu mândra, leica, leica mea. Așa. Aș făr de gârlici, mă, leica, leica mea. Tu mă pas să vin pe aici, leica, leica mea. Păi, bordei, aș făr de gârlici, mă, leica, leica mea. Tu mă pas să vin pe aici, leica, leica mea. Păi, tu mă pas să vin pe aici, mă, leica, leica mea. Te spun și fără opici, leica, leica mea. Păi, bordei, aș fi fără tine, leica, leica mea. Chipul mântri, scris, pregrită, leica, leica mea. Deci avem o farfurioară cu doi pești de Dunăre bine făcuți, așa, și parfumați, da? Că i-am ținut pe jar, dar le-am pus și tot soiul de ierburi pe acolo, după cum le-ați văzut. Așa, ce facem acum? Punem toate mirodenile de pe lume. Aoleu, a venit și câinele. Foarte bine. Nu, uite. Oricum trebuie să o dăm cu totul după aia. Da, după aia, dar hai să să-i blagoslovim așa puțin deasupra. Așa. Nu, pe ăsta trebuie să-l punem puțin la fier. Îl punem, îl mai punem că tava asta. Că... E peștele e încă crud. Nu, crud e cam mult spus, nu. Este foarte ars, că nici nu trebuie ars ca lumea prea tare, adică. Hai să vedem acolo dacă putem să o punem toate. Așa. Hai. Ia pune tu puțin așa. Pune, dă-i drumul. Așa. Gata, lasă-o amic. Opa. Lasă să mai vadă și peștele, știi? Perfect.
Nu mai trebuie vin, cred că avem destul. Nu, dar trebuie destul să ia un pic de gust așa de la ăsta. Va lua, își va împrumuta singură, hai. O secundă. Da. Peștele va împrumuta de la sos și sosul va lua zeama de pește, da? Aș. Bun. Voi să pui și niște pătrunjel? Da. Portocală. Și portocală. Trebuie să punem niște, ăsta e leuștean, portocală și să mai punem niște magheran, nu? Obligatoriu, puțin? Poți să pui și, și ăla. Nu. Nu, din, e bun, bun la pește. Rozmariu. Rozmariu nu se pune la miel, dar se pune și la pește. Câți invitați și cei care... Păi suntem, ai? suntem. Da, ne ajunge. Și acum mai avem ceva avem aici, mai a apărut ceva aici. Bucățelele alea micuțe de purcel. Deci am făcut rost de niște leuștean, ăsta crescut pentru iarnă. Așa. Ultimele bucățele, știi că da. nu prea mai găsești la ora asta, știi? Dar asta e darurile oltenești, știi? Că sunt tot soi de cucoane care știu unde să-l pună. Îl pune sub geamlâcurile serelor, îl mai pun pe sub paie, știi? Pun paie deasupra, așa și la, sub căldura aia îl menține. Și îl menține, da. Super bun. Da. Și astea cum le gătim acum? Astea și cum le gătim? Astea sunt deja, au fiert cu mirodenii, cu nu știu ce, în fine. Și eu zic așa, că le punem numai să ia puțin fum de la... De la jar? De la jar, că așa. Ele sunt deja da. Perfect. Așa. Dar le dăm cu puțin, numai puțin, foarte da. Puțin ulei le punem. Pun și aici puțină da. Portocală. Purcelul se împacă foarte bine cu portocala. Toate zgârciurile astea sunt o nebunie, de da. Fapt, știi? Da. Pun și puțin vin. Să intre între tendoane pe acolo. Mirodenile de rigoare. Deci aici, aici există și limba și zgârciurile astea, care sunt cele mai gustoase, știi? Obrăjorii. Râtul porcului, obrăjorii. Obrăjorii porc, o nebunie. Pun puțină dulceață de ardei. Pare o mâncare mai sălbatică, așa, dar de fapt e foarte fină. Dacă stăm să ne gândim. Așa, mai pun și rozmarin. Crenguțe, așa, să intre în el. Bag în, între dinții porcului. Lasă să și scadă, eu zic că pui prea multă... Păi se arde. Prea multă zeamă, știi? Se arde. Zeama o să fie bătaie pe ea. Da? Da, 100%. Știu, uite, gata, auzi? Maestră, ești bucătar spaniol, da? Ia cătă ce frumos arată. Un cap de porc frumos împodobit. Îl punem puțin pe... Pe grătar. Între timp a spălat grătarul prietenul meu. Super. Da? Și punem pe urmă și șoriciu ca să capete... Și mai dau o idee de aici. Da, un sos barbecue peste făcut în casă și îl introduci la cuptor, undeva la 200-220 de grade. Eu de obicei așa 20 fac. De minute. Eu nu-l fac la grătar, dar pentru că noi n-avem acum timp să băgăm la cuptor, să nu știu, îl punem pur și simplu grătar. Pe grătar. Da. El e făcut, e dulce, e, ui, gustă puțină carne de aici. E, e o nebunie. Da, este foarte bun. Nu? E deja... Și e bine fiert. E bine fiert, nu? Noi doar îl se capete un gust așa. Ia-l și pune-l pe grătar. Gata. Mărire la nunta ta,
las-o, las-o, las-o așa, mărime, mărime, că și eu voi mărita, măi, dragă mărime, că și eu voi mărita, mărime, mărime, măi, mai la deal de casa ta. E aproape de sfârșitul anului, nu trebuie să ne ferim de mese cu prieteni. Și până la urmă sunt mese simple, deși par așa foarte spectaculoase. Noi n-am folosit mai mulți pești decât a folosit Iisus. Doi pești de aici. E adevărat de Dunăre, nu știu. Trei căpățâni de purcel, luate după târgurile noastre. Așa. Și avem o masă foarte frumoasă. Ideea este următoarea. Mie mi-a plăcut de reghe pentru că are patima gătitului, dar e bolnăvicios aproape, că eu credeam că o să colaborăm. Nimic. A venit cu sifonul. E pentru prima dată când se bagă sifon în... Eu bag sifon în mititei, că îi fac mai aerisițe, așa mai da, mai pufoși, dar sifon în... E pentru prima dată. Deci nu bea vinul cu sifon, bea saramura cu sifon. E o chestie, da. Pe urmă, această cât mai multe roșii și cât mai mulți... Adevărul că aici e mai mult decât o saramură reghe, dacă e să fim drepți. O tocăniță. E o tocăniță, da, de-a noastră strămoșească. Da. O tocăniță oltenească. Bine, la mulți ani. Mie mi-a făcut plăcere și eu ți-am zis să vii cu prietenii, pentru că ar fi bine să ne servești tu în timp ce mai cântă prietenul nostru ceva. Da. Dă-le prietenilor tău dacă da, poți. Da, o să-mi cer scuze că sunt cu spatele la camere. Da, și... nu contează. Ok, dar îi servesc. Deci ai mai făcut vreodată o saramură atât de... Așa nu. Dolofan, așa, așa nu? Da. Nu, nu, așa nu. Da. Și nu în constelația asta, adică da. E ceva... Da. Fiecare a băgat ce a vrut. Da. Nu știu câte. E adevărat, da. Nu știu câte ierburi avem acolo. Am mai băgat și el, a venit cu chestiile astea, ardeiul ăla a fumat, că m-a fumat câțiva raci de aia oltenești, da? Am băgat... E bine ce a ieșit. Să știți că bucătăria e un sac fără fund, așa că tot timpul și pe fiecare și zi... Și bucătărie nu vă feriți, imaginația e bună în orice, și în dragoste, și în bucătărie, și în prietenie. Folosiți-vă imaginația, că de-aia ne-a făcut Dumnezeu să gândim mai în toate direcțiile, da? Hai până să... la urmă, iată, și ne-a ieșit și asta cu... Eu voiam să fac niște caltaboși, că de-aia am fie pun capete de vițel, de porc, nu știu ce. N-ați mai apucat să mă... N-am mai apucat, dar uite ce a ieșit, o minune. Da. La vară plecăm la munte și eu și nașul, că am suferit prea mult și eu și nașul. La vară plecăm la munte și eu și nașul, că am suferit prea mult și eu și nașul. Ne ducem la Sobata, că acolo-i bine, eu mă înțeleg cu nașul, nașul cu mine. Ne ducem la Sobata, că acolo-i bine, eu mă înțeleg cu nașul, nașul cu mine. Nașa și cu Fina, ele sunt treaba lor, la noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă, dacă ai putere, să profiți de ea și să-i dai ce cere. Hai, hei! Păi șase vara am fost la mare și eu și nașul, și-am făcut plajă la soare și eu și nașul. Șase vara am fost la mare și eu și nașul, și-am făcut plajă la soare și eu și nașul. Și-am pus mâna pe alici și eu și nașul, ne-am umplut de scărbinici și eu și nașul. Și-am pus mâna pe alici și eu și nașul, ne-am umplut de scărbinici și eu și nașul. În așa și cu Fina, ele sunt treaba lor, dar noi ne facem planuri pentru viitor. Păi viața e frumoasă, dacă ai putere, să profiți de ea și să-i dai ce șere. Bine, bine!
case la Caterina, păi la doamnă cârcot acuma. Pe brațe la Caterina, păi o-o-o, să mor cu capul pe brațe. O-o-o, plângă cine mi-este drag, păi o-o-o, să mor cu capul pe brațe. O-o-o, plângă cine mi-este drag. Și-a lăsat Domnul Hristos să ia frumos pe frumos, să ia frumos pe frumos, să trăiască drăgăstos, să ia frumos pe frumos, să trăiască drăgăstos. Păi bate-mă, bate-mă, Doamne, cu parul, bate, nu mă bate cu amarul. Păi bate-mă, bate-mă, Doamne, cu bâta, nu mă bate, nu mă bate cu râta. Bine! Păi și iar verde ca luna, aș muri, dar nu acum. La toamnă când o fi brumă și când face vinul spumă, la toamnă când o fi brumă și când face vinul spumă. Păi o popo, să mor cu capul de prag, o popo, plângă cine mi-este drag. Păi o popo, să mor cu capul de prag, o popo, plângă cine mi-este drag. Hey! Bravo! Mie mi-a plăcut că ești înconjurat de mulți prieteni, pentru că trebuie să spun că în lumea literară în care trăiesc eu, prietenile s-au cam dus după 89, știi? Am avut mult mai mulți prieteni înainte de căderea comunismului, știi? Nu știu de ce, nu știu cum e în lumea fotbalului, dar faptul că tu poți să vii cu 14 inși după tine este lucru mare, știi? Eu dacă mă adun, uite, Dino Adam, vechi prieten al meu cu care am făcut gazete literare, Plai cu boi, Aspirina Săracului, Academia Cațavencu, până altele, a rămas lângă mine. În rest, nu știu ce s-a întâmplat. Știi, lumea, cu tremurul ăsta, trecerea de la comunism la capitalism, a produs numai un cutremur de ăsta social, financiar, ci și am impresia și un cutremur sentimental, dacă vrei să zicem sentimental, legat de prieteniile. Lumea s-a isterizat, cel puțin eu vorbesc de lumea literară, știi? Au apărut mulți oameni care păreau cum se cade și au arătat fața nevăzută și uneori sinistră, pentru că probabil că și lumea voastră contează, invidia, nu? Contează. Eu nu-mi dau seama, deci, cât de armonioasă este lumea celor care construiește ceva în fotbalul românesc. Ai fost în lume ca jucător, ai lucrat în, nu, ai jucat în Germania, în, nu știu în ce măsură viața particulară a ta intră în armonie cu viața celor din jurul echipei, nu numai cu fotbaliștii, ci și cu cei că sunt mai mulți. Aici mi l-ai prezentat doar pe maestru. Faptul că aveți un bucătar chiar de anvergură, mie mi se pare un lucru nemaipomenit, știi? Este. Da. Face parte din strategia, da, unui club. Da. Ai nevoie de chestia asta. Eu credeam că fotbaliștii mănâncă cu cântarul, nu, dar de fapt trebuie să te bucuri la masă, ar nu? Ar trebui să mănânce unii, da, cu cântarul. Da? Da. Dar nu. Trebuie să mănânce în primul rând sănătos. Da. Și gustos. Pentru că ideea asta că de masă nu trebuie să te bucuri, trebuie să te bucuri. Că în fond, multe bucurii nu ne-au mai rămas așa. Mai ales în perioada asta pandemiei, de exemplu, în ultimii 2 ani de zile,
Eu am văzut foarte mulți oameni care aveau firi exuberante, nu știu, care și-au schimbat caracterul și firea datorită bolii, știi? Pentru noi e foarte important la echipă, de exemplu, că sunt foarte mulți jucători tineri care nu cunosc ce ar trebui să mănânce cu adevărat și ce să simtă în momentul când te pui la masă, în momentul când poți să profiți de un șef bucătar, un om care poate să-ți ofere niște lucruri pe care nu le poți mânca oricând. Adică ar trebui să plătești foarte mulți bani. Este un privilegiu și pentru mine, în același timp, este o bucurie că pot să profit de serviciile unui asemenea om. De aceea încerc... Cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut aici la echipă, ne-a semnat. A, da? El era deja la echipă, da. Iar ce spuneai mai devreme de prietenie, cred că acest lucru se întâmplă în orice domeniu și mai fac cu paralelă și vorbesc de viața noastră. Chiar viața noastră personală, să spui, da. Foarte multe lucruri care se întâmplă, așa cum spuneai, oamenii se schimbă, probleme, parcă merge prea pe repede înainte, totul. Da, e un soi de isterie, mă rog, și politică, și atunci se reflectă chestia asta, știi, dacă te uiți la televizor, te îngrozești, de fapt, știi? În mod normal, televiziunea ar trebui să producă bucurie, seninătate, că de-aia te uiți ca să te mai uiți de necazuri, să nu știu. La noi se pompează, de fapt, și la știrile astea care țin de politică, și la chestii legate de boală, și la viața oamenilor, și adică numai lucrurile cumplite, sinistre. Scandal. Da. Un lucru destul de... Eu mă mir că zona politicului ar trebui mari politicieni, dacă am avea așa ceva, să-și ia în jur numai psihologi, niște medici care să-i explice, dom'le, vreți acum în pandemie ca lumea să se vaccineze? Luați-vă niște oameni simpatici care știu să vorbească, care știu să convingă. Nu reușiți. Voi vreți să convingeți cu poliția, cu ăștia, cu jandarmeria. Cu jandarmeria, așa? Această chestie a produs un soi de recul și acum se vede, știi că în mod normal, n-ar fi trebuit să ne sperie, de exemplu, vaccinul. Toți când eram mici, tu ești mai tânăr ca mine, dar eu am 3 vaccinuri de alea sinistre pe care ni le făceau. Erau niște ace de-astea, uite. Da. Urma, da. Erau 20 de ace, erau îngrozitori. Da. Vaccinul ăsta e o chestie, îți bagă un acțior, salut, s-a dus. Dar s-a creat o chestie de-asta, babau, înțelegi? Și datorită faptului că ăștia n-au știut. Dom'le, conduci cu psihologi, dacă vrei, mai ales cu o populație care n-a trecut ușor dintr-un sistem în altul, pentru eu tot spun, nici Marx, cât era el de deștept, n-a prevăzut că după comunism vine din nou capitalism. Și ce capitalism, săracul, știi? Pentru că noi am trăit cu obsesia societății de consum, știi? Dar ea devine la un moment dat, pentru o categorie, o societate de abținere, nu mai de consum. Eu m-am născut într-o familie săracă. Taică-mi era lăcătuș mecanic, maică-mi era casnică, mâncam carne numai duminica. Dar eu n-am suferit. N-am, doamne, n-am friptură astăzi pe masă. Aiurea, mâncam cartofi prăjiți cu pâine, multe. Bine, mâncam roșii, brânză, corcoduș, nu știu ce, și dude. Dar n-am avut o copilărie nefericită, fiindcă noi nu ne raportam la bogăția vecinilor. Bine, n-am și într-un cartier de lume, în proletariat, nu te umilea nimeni. Acum există această chestie, te umilește societatea de consum, e pe umilire și pe, domne, n-are oricine acces la chestia. Dar în fond, dacă eu veneați acum și eu vă dădeam aici icre negre, fazani, nu știu ce, nu aveam nici veselia și nici plăcerea de a găti chestia. Că mai ales că icra neagră săraca nu o faci la cuptor, o dai rece la așa. Dar te-am văzut cu câtă bucurie ai mâncat din râtul porcului. Nici n-am terminat și mă tot gândesc să termin bucata asta, că mi-e foame. O căpățână de porc, da. Ia câtă. Un pește din prietena din noastră, Dunărea. Și cu ce? Cu puțin vin, niște sos, așa. Și cu doi pești, cum l-am hrănit... L-am îmbătat bine, adevărat, da. Puțin n-a fost. Da. Am făcut și pești.
vorbeam de lume, că s-a înrăit și că mulți, eu am mulți admiratori, dar am și de ăștia care mă jod. Nenorocitule, de unde ai tu să mănânci pește și... Nu, ai furat la Revoluție. S-a scris pe vremuri că eu împreună cu Pleșu am furat capacele de aur ale closetului lui Ceaușescu. În primul săracul Neanicu nu avea capace de aur, erau vopsite, cum era atunci așa. Eu am scris pe vremea lui Ceaușescu, am scris niște pamflete, am fost și arestat la domiciliu din pricina asta și pe 22 decembrie, când au fugit securiștii la mine de la poartă, am ajuns la televiziunea română, mă rog, luat de valul, așa. După aia am devenit jurnalist, am scris ziare de satiră politică. Mi-a mers foarte bine atunci, că presa atunci a avut lumea o reverenție cu presa liberă, pamflete împotriva lumea. Știi câte scrisori de înjurături am primit în anii 90, 91, 92, 93? Că făceam mișto de Iliescu, știi? Și lumea nu era obișnuită să înjuri pe șeful statului, știi? Și zic, nenorocitule, cum înjuri tu pe tovarășul Iliescu, știi? Erau... Arma noastră era ironia, că nu erau înjurături de-astea de ordinare, în fine. Dar atunci am mers cel mai bine și am scris pamflete și atunci am câștigat bani pe pamflete. Așa mi-am luat eu cetatea asta, pe banii câștigați pe presă. Și am zis, nenorocitul, ai furat la Revoluție. Ce să vă... Am furat lanțurile, știi? De fapt. Că, nu știu, voi n-ați apucat totuși. Pentru mine ca scriitor, lumea era începuse să fie sinistră. Deși eu am scris liber, am fost un om liber și înainte și am reușit să-mi scot cărțile, nu știu. Dar în ultimii ani, cenzura ne omorâse, nu mai se putea scrie, știi? Sigur că orice fotbalul mergea, pentru că în general, în țările unde există dictatură, au încurajat fotbalul. În schimb, au băgat cenzura în lumea artei, știi? Acum, sigur că nu mai există cenzură până la urmă, există cenzura economică, că patronul în general, dacă mârâi împotriva primului ministru sau președintelui, domnule, vezi că vine ANAF-ul, că așa a dispărut Academia Cațavencu, care era un ziar foarte tare, știi? L-a cumpărat Vântul, care făcuse un trust de presă și jura la Băsescu, așa. Și s-a trezit trustul lui de presă, eu nu mai eram acolo, când vândusem acțiunile. S-a trezit cu ANAF-ul, dar 120 de inși au venit în control la toată asta, înțelegi? Și au strangulat presa. Da? Ăla, între timp, șeful ANAF-ului, era un bandit fără de margine, a ajuns la pușcărie, dar a reușit să omoare presa. Și la ora asta, presa românească, îmi pare că vă vorbesc, că voi sunteți cu vă, dar să știți despre ce e vorba. Presa românească a murit în clipa în care, pe vremea când era Adrian Năsoase la putere, s-a vândut difuzarea presei unui arab. Și ce însemna difuzarea presei? Însemnau nenumărate chioșcuri de ziare, dar numai chioșcuri, și clădiri unde veneau presa. Erau pe vremea când un ziar, un cotidian, de exemplu, aveau 300.000, 400.000, 600.000 tiraj. Știți câte un tiraj acum de la presa asta scrisă? 10.000. Deci este o cădere uriașă. România, de fapt, nu mai are presă. A crescut online-ul. A crescut online-ul. Dar să știi că în Germania, Frankfurt Allgemeine, care ziar reapare de 400 de ani aproape, se vinde în continuare. Și difuzarea presei nu se dă unui străin, înțelegi? Care a făcut ce a făcut? A vândut toate sediile, nu știu, a fugit cu banii. Și ne-am trezit că nu mai avem unde să dăm, să ne vindem marfa. Știi? În fine. Nu același lucru s-a întâmplat cu fotbalul, dar și la fotbal au fost... Pentru că politica influențează... Au fost câțiva, dacă ne amintim, câțiva sportivi mari care s-au dus la PSD sau din contră la liberali, unele fete din... Nu? Au încercat să... Pentru că... De ce? Orice om politic știe că dacă stă lângă un sportiv celebru, captează simpatia. Imagine. Prin da. Bun, asta nu e rău până la urmă, că orice om are dreptul să fie mai de stânga sau de dreapta. Nu e nici la noi până... Și încă se consideră că dacă ești mai de stânga, e cam rușinos.
în Occident mari intelectuali toți sunt de stânga, de fapt. Dar la noi nu, dacă nu ești anticomunist, nu ești. Păi, dacă e să fim drepți, mai îți vine să fii și anticapitalist când te uiți ce se întâmplă în România și care e ierarhia valorică a celor care fie s-au îmbogățit, fie conduc țara asta, știi? În fine. Acum nu fac teoria chibritului, dar avem niște căpățâni de porc fiert aici, amintea? Mai discut și niște chestii mai fine, așa, să părem niște intelectuali, da? Bine, la mulți ani. Ia mai zice. Și trebuie să ne arătăm tuturor ce înseamnă iubirea de Oltenia noastră dragă, adevărată, împreună cu toți prietenii de aici la masă. De bucurie rară avurăm parte, lunele, duminici, pe la lunți. Suntem olteni pe viață și pe moarte, suntem olteni, adică suntem mulți. Moros ne-a dat măicuța noastră dulcea, să fim pinte români ce mai fierinți. Din Gor și până-n Dol și până-n Vâlcea, până-n Ol și până-n Mehediți. Hai toată lumea! Oltenia eterna, terra nova, o cânte care astăzi și-mi primi. Hai Universitatea, hai Caiova, campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna, terra nova, o cânte care astăzi și-mi primi. Hai Universitatea, hai Craiova, campioana unei mari iubiri. La tricolorul românesc se închină și face jurământ în lupte azi. Oltenia, provincia latină, a lui Mihai, al nostru cel viteaz. Oltenia, panură, a lui Tudor, a lui Archezi și al mai multor duși. Oltenia, celui mai mare sfluctor al omenirii, Constantin Drăguș. Oltenia eterna, terra nova, un cânte care astăzi și primi. Hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Oltenia eterna, terra nova, un cânte care astăzi și primi. Există, mai există fair play în lumea sportului, adică dacă învingi, îți poți săruta adversarul la final? Da. Da? Sau la cabină. La cabină. Da. Depinde. Depinde, da. Depinde, da, de rivalitate. Bine, sunt patii mari aici legate de echipe și greu există să convingi. Există rivalitate. Da. Există rivalitate, da. Da. Sigur, eu vorbeam de lumea literară, unde în mod normal nu există rivalitate, dar există subterană chestia, că poți să fii gelos pe succesul uneia sau pe banii pe care îi câștigă ăla și atunci funcționează veninul ăsta. Așa se întâmplă și ascuns la fotbal. Da. Același lucru. Dar a fost o întâmplare să vii la Craiova, faptul că te trăgeai din... Nu, n-are nicio, n-are nicio legătură. Da. Deci n-ai venit pur și simplu din patriotism local. Nu, a fost o întâmplare, fiindcă toată viața noastră e o întâmplare. Exact, da, exact. Da. Nu-mi iei necas către e. Prepătesc, măi, păi că nu mai pot să iubesc. Păi iubi una, iubi două, păi iubi 49. Păi și din 49 am rămas numai cu două, una veche și alta nouă. Le, le, le.
așa de alele. Aia, cumpări mărticere, mă băgaș la boale grele. Vai de păcatele mele. Ia-uzi, atinge-o mai bunonică. Păi și-am iubit 101, păi și-am rămas numai cu una. Care aia, mă, care? Păi și-aia face pe nebuna. Păi cu paralelul geaba, eu o rog și ea nu vrea, măi. De ce? I-auzi. S-a umflat pe leapă ea. Le, 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 și-a mea, le, le. Aia cu păr pe picere. Le, 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 le. Le, linșoară. Lasă-mă cu capul-n poală. Iauzi, iauzi, așa. Șofor, femeia care-i steasă. Aoleu, ce facem, ce facem? Păi Dumnezeu s-o miluiască. Păi unde-i pui mâna te lasă? Unde? Păi unde nu știi mai te învață. Așa e. Păi tu-i pui mâna mai la șale, ea s-o pune mai la vale. Păi până o-i dat o carne moale, ca șoriciu de purcel, te trage mitel de el. Le-le-le-le, șamelele, aia cu păr pe picere. Le-le-le-le, lelișoară, lasă-mă cu capul-n boală. Hai, hai! Păi aveam una la Constanța. Și ce făcea, mă, tata? Păi ne prindea pește cu plasa. Ce spunea? Păi numai cara și bivan și mi-l frigea pe grătar, măi. Și auzi ce zicea. Ce zicea? Ia Florine de mănâncă. Păi ciula m-a dă pui de curcă. Păi și ouă de bibilică. Păi ia da cică, mi se strică. Le, 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 șamea, le, le. Aia cu păr pe picere. Le, 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 lișoară. Lasă-mă cu capul-n poală. Hey! Aș vrea să vă fac cadou. Am un prieten pe care știu de 20 de ani, cred, de când m-am împrietenit cu prigoană la... E nașul meu. Aena. Da. Bravo, e uite nașul. Să străiască. Cum, păi și cesele lui? Nu, dar prigoană era un tip care își cultiva prieteniile așa și într-o zi a venit să, un tânăr care voia să-și facă o moară, știu, un, da, un tânăr, un om de afaceri, așa, foarte modest. E, acest tânăr domn, Boromir, a reușit, a izbândit, pentru că, într-adevăr, bine, are și o nevastă care îi merge mintea și s-a implicat în această afacere și a făcut un imperiu, a zice eu. Știi că tot ce e legat de chestiile astea cu grâul, făina, așa, și acest cozonac royal, caramel, în fine, eu am alergit la ideea de royal, că multe chestii sunt royale, dar nu sunt de fapt câtuși de puțin regale. E, acest cozonac este absolut formidabil, cu, are o cremă caramel foarte bună. Și mi-a făcut mare plăcere să-l reîntâlnesc cu om de afacere de adevăratele și să-i fac și reclamă la produsele lui. O să rupem, după ce mai mănânci puțin din, da, din acest... Mai mănânc așa, puțin mai mult. Deci un cozonac adevărat. Dar nu că e adevărat, e de la fin, știi?
cu doamnă. E sora mea, eu dau. E sora ta, bine că precizez, dar ea e verișoara ta, dă-i și verișoarei. Da, copilei, copilei, da? Cum se, mai avem doamne pe aici? Îi dau și prietenul meu, Dino Atamu, un cozonac, și ție. Dă-mi-l pe ăsta, Dino, că e ăla cu defecte. Să rămână. O să-l mâncăm aici, da. O să rupe să vede ce bun e. Eu mi-amintesc de nașul tău și unde a pornit televiziunea Prigoană, într-o fostă alimentară, la marginea Bucureștiului. Eu m-am trezit cu el la mine acasă și nu-l știam. Și a venit Prigoană, mi-a sunat la ușă, bună ziua, sunt Prigoană, nu știu ce mă cheamă Prigoană, zice, am o firmă de asta, de strâns gunoiul. Perfect, zic, nu avem probleme cu nu, zice, vreau să fac o televiziune. Păi zic, cum, din ce? Și din banii de pe gunoi, știi? A, zic, are Argheziu un vers, din bube, mucegaiuri și noroi, creiata am frumuseți și vremuri noi. Păi și ce treabă e? Păi ce, aș vrea să veniți la televiziunea mea, că îmi sunteți simpatic. Zic, domnul, păi unde e televiziunea? Păi ce, au fost autoservire, știi? Și așa am nimerit eu să mă apuc de televiziune datorită nașului tău, care era un tip foarte, era o figură așa. Între timp, în continuare. Nu știu ce mai face, nu l-am mai văzut de foarte multă vreme, a trăit o soi de drame sentimentale, dar în fine, asta e viața. Să-ți trăiască nașul. Doamne ajută. Toată lumea. La mulți ani. Sănătate. La mulți ani. Ne-a bandit. Mai dați, că asta e, n-avem ceva. Suntem la masă, trăim muzică, e sfârșit de an, vorbim mai puțin și cântăm mai mult. Cine a pus cărciuma în drum, băi, ăla n-a fost om nebun, măi. Cine a pus cărciuma în drum, băi, ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost om cu minte, băi, cine intră în ea să cânte, de necazuri să mai uite, măi, dorule-ți, băi. Băi, el a fost om cu dor greu, a cântat cum cânt și eu, a cântat cum cânt și eu, măi, dorule-ți, măi. La 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 la. Îmi floresc aroapele, se iubesc coltencele. Îmi floresc aroapele, păi se iubesc coltencele. Lasă-mi florească și macu, să se iubească cosatul și sufletul meu săracu, măi, doruleț, măi. Lasă-mi florească și macu, să se iubească dosatul și sufletul meu săracu, măi, doruleț, măi. Și a la 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 la. Acum, ia câte de la Home Garden, avem niște lucruri, pate de ton, super, păstră file, salată de ton mexicană, dar și lucruri mai simple pentru care eu sunt absolut înnebunit. Năut, boabe. Eu am descoperit, pe vremea comunismului nu exista năut, numai că în toate cărțile de bucate de la 1900, năutul avea secția lui ca și fasole, adică era năutul să mânca în țările române de sute de ani. Nu știu de ce naiba comunismul a dispărut năutul. Nemirată este mâncare de bază. Știu, păi da, să face humusul ăla celebru. Numai humus. Da, să face și cu carne, cu... Da, și cu supă cu, și... Și supă, da, da. Deci năutul e și foarte sănătos, da. Așa, și foarte gustos, așa. Deci, această firmă văd că se ține destul de bine. Și ciupercuțele astea mai micuțe. Și, dar știi cum e chestia asta? Mai dai și celor bogați câte o
chestii. Asta e pentru mine? Sărași. Da, asta mulțumesc. Este așa de... Da, hai să o punem undeva. Da. Da. De la bucătărie. Pentru că emisiunea mea se cheamă Poezie și Delicatețuri, am obiceiul de a mai recita și câte o poezie. Și eu la... după Academia Cațavencu m-am trezit după ce au omorât pe vremea lui Băsescu cu revista asta, împreună cu Doru Bușcu am pus la cale o altă revistă care se cheamă Cațavenci, pur și simplu. Și în loc de pamflete, pentru că am tot scris pamflete așa, am început să scriu poezii. Dar vrând nevrând mai scriu și poezii sub pamflete cu rimă, știi? Și asta se cheamă așa, un neamț spumos. Sună în felul următor. Un neamț spumos ca gulerul de halbă. Nu-i vorba, ar fi bine dacă tu erai președinte României și veneai aici să mănânci cu noi, altfel arăta țara asta. În fine. Un neamț spumos ca gulerul de halbă ne învață cum se bate cu un talpă. Ca un postum omagiu al calfei de cizmar, bătu liberalismul în cuiul militar. Lovind cu stângul dreptul în rim de tropa-tropa, strigăm hai liberare spre coana Europa. Când locul cucuvelei la cotroceni cocoșii, vesesc fără vreo jenă chiar zorii ciumei roșii. Știi, pentru că pe mine mă scotea din sărite prietenul tău, președintele României, când tot avea o ură viscerală la adresa PSD-ului. Aveam câțiva prieteni, dar nu simpatizam cu PSD-ul, că asta este. Dar ideea asta că președintele României era înverșunat atât de tare, te făcea să... Și dintr-o dată acea voce, care era foarte vitriolantă la adresa PSD-ului, a devenit atât de dulce astăzi, încât PSD-ul ia că este la putere datorită lui Iohannis. Să bem în sănătatea poporului român, care suportă cu stoicism tot soiul de năzbâtii politice. La mulți ani! Să ne vedem cu bine! La mulți ani! Să-mi gând scopzare bătrân ceva, să-mi gând ce știi mai bine, că vin ți-o-i da și bani ți-o-i da și haina de pe mine. Că vin ți-o-i da și bani ți-o-i da și haina de pe mine. Lăsați-mă lângă pahar, de viață nici nu-mi pasă. Eu sunt copil al nimănui și n-am nici bani, nici casă. Eu sunt copil al nimănui și n-am nici bani, nici casă. Să-mi cânt scopzar din corza ta povestea de iubire, ce m-a făcut ca să tresar de atâta fericire. Ce m-a făcut ca să tresar de atâta fericire. Mulțumim, maestre! Mersi. Acest